Ieri a avut loc penultima etapă din Liga a 4-a. Gloria Cornești a întâlnit pe CSM Fieni, pe care a învins-o cu 2-0, golurile gazdelor fiind marcate de Marian Matei și Nelu Radu, ambele goluri fiind marcate în prima repriză. Repriza secundă nu a mai avut loc, însă meciul fiind întrerupt în minutul 47 al partidei. Echipa din Fieni a preferat să piardă într-un mod nedemn jocul, CSM intrând în repriza secundă cu numai 7 jucători de câmp în teren, iar după numai 2 minute, portarul de la Fieni s-a prefăcut că este accidentat și a spus că nu mai poate continua jocul, arbitrul Ștefan Richard fiind nevoit să fluiere sfârșitul jocului. Gloria câștigă titlul de campioană și matematic cu o etapă înainte de terminarea campionatului. Echipa lui Nelu Radu se pregătește de barajul pentru promovarea în Liga 3-a cu Universitatea Craiova. Primul meci urmând să aibă loc la Cornești pe 16 iunie.